Vă invit acum să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în epistolul lui Pavel către Corinteni, capitolul 14. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu selectând câteva versete din acest foarte frumos cuvânt al lui Dumnezeu. În contextul rugăciunilor care au avut loc în biserică, a lucrării lui Dumnezeu prin revărsarea darului Sfântului Duh, e potrivit în această dimineață să citim acest cuvânt. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Citim și de la versetul 13. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altminter, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum răspunde Amen la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt rămâne, nu rămâne zidit sufletește. Și de la versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la o dacă unul dintre voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Că despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care și-a de jos, cel din tăi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neurânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Amin. Vă păi invit să vă reașezați. Am lectorat acest cuvânt din scriptură, un pic mai amplu, cu dorința... Pe inimă de a vă împărtăși un cuvânt, un cuvânt de învățătură. În urma unui sfat pe care l-am avut cu colegii păstori, am socotit că este potrivit ca în această dimineață, în contextul cinei fiind, a rugăciunilor de stăruință pe care le-am avut, să ne aducem aminte de o particularitate a învățătorii Domnului, revelată în Sfânta Scriptură, legată de lucrarea Duhului Sfânt. Adevărul este că tot ceea ce se întâmplă în viața bisericii, tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre, în plan duhovnicesc, este efectul lucrării Duhului Lui Dumnezeu. Duhul Lui Dumnezeu este Cel care ne convinge să ne întoarcem la Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care ne întipărește în suflet credința, El este Cel care naște noi dorința să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu, El operează prin cuvântul Evangheliei nașterea noastră din nou, El ne sfințește, Duhul este dat de Domnul Isus când suntem botezați de Duhul, cu Duhul Sfânt, din partea Duhului și prin Duhul căpătăm daruri duhovnicești prin care slujim, daruri, daruri diferite, diverse, este învățătură în primița aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu și limpede pentru Biserica Domnului. În această dimineață aș dori să ne atragem, să, să ne aplicăm, atenția asupra unui detaliu, și anume Funcția darului vorbirii în altă limbă, în alte limbi. În privința aceasta există o învățătură clară în Sfânta Scriptură și cu toate că ea este limpede, este clară, în unele inimi ale unor credincioși este o stare de confuzie. Toată această stare de confuzie începe de la întrebarea și până la urmă care este rostul, care este funcția acestei manifestări, care e logica, care e substanța ei, înțeleg când vorbim între noi românești, așa cum am și citit aici în Scriptură, ne înțelegem între noi, comunicăm, comunicarea presupune un limbaj cunoscut, dar până la urmă care o fi rostul acestei vorbiri neînțelese. Cu atât mai în atenție vine această întrebare cu cât în contextul rugăciunilor de stăruință există o preocupare mai intensă și pentru aceia care ați fost la rugăciune, la biserică, v-ați întâlnit mai de aproape și mai intens cu această manifestare. E bună seamă că în cadrul serviciilor, cum este cel pe care îl avem în această dimineață, învățătura scripturii este să ne reținem cu privire la manifestarea vorbirii în altă limbă, cu excepția că această vorbire în altă limbă ar fi însoțită de tălmăcire. Altfel, în adunările Bisericii lui Dumnezeu, vorbim ca să fim înțeleși și ca toată adunarea să fie zidită în Domnul. Nu așa însă au stat lucrurile în vremea Apostolului Pavel în Biserica din Corint. Acolo, în Biserica din Corint, a apărut o înțelegere greșită a felului în care această lucrare a lui Dumnezeu, vorbirea în altă limbă, era folosită, uzată în sânul bisericii. Oamenii socoteau că sunt mai duhovnicești, că sunt văzuți mai bine în punct de vedere uh, spiritual, dacă manifestă vorbirea în alte limbi în public. Așa se întâmpla că uh, vorbeau uh, adresându-se adunării în alte limbi, socotind că astea sunt limbi cerești și că deja suntem în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că această manifestare, această înțelegere, nu a fost în acord cu voia lui Dumnezeu. Și ca să corecteze lucrurile, Apostolul Pavel a scris lucrurile pe care le-am citit, pasajul pe care l-am citit, învățând Biserica, învățând-o că e mai important. Ca biserica să fie zidită prin transmiterea unui mesaj foarte clar, decât să se manifeste cineva, să-și exprime bucuria părtășiei lui cu Dumnezeu, atrăgând atenția celorlalți care nu înțeleg despre ce este vorba. Sigur că vorbirea în alte limbi nu este împiedicată. Unii au căutat să înțeleagă, sau au dedus că Apostolul Pavel caută să liniștească lucrurile și să îndepărteze această manifestare, acest dar, ni sunt în de parte de Apostolul Pavel acest lucru. El vorbește din partea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care Duh a dat și darul vorbirii în alte limbi, nu putea Pavel să vorbească împotriva ceea ce Dumnezeu deduse prin Duhul Sfânt, dar se cerea o așezare, o rânduială. Și în rânduiala aceasta Pavel apelează, o insistă, asupra funcției darul vor, darului vorbirii în alte limbi. După cum găsim în scriptură, vorbirea în alte limbi îndeplinește cinci funcții distincte. Le-am pus aici, așa ca să rămână fixate în atenția noastră, sper să poată fi văzute, poate fi văzute și reținute de fiecare dintre noi. În primul rând, prima funcție a vorbirii în alte limbi, după cum găsim dintr-un context mai larg al Scripturii, mai larg decât 1 Corinteni 14, 12, 14, vorbirea în alte limbi are funcția de a dovedi manifestarea, realizarea botezului cu Duhul Sfânt. După cum găsim în Cartea Faptele Apostolilor, cu ocazia revărsării Duhului, a primirii botezului cu Duhul Sfânt, între alte manifestări lăsate de Dumnezeu a fost această manifestare supranaturală, și anume vorbirea în altă limbă. În privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată faptele apostolilor în capitolul 2, că în ziua cinzecimii, când erau cu toții adunați la oaltă, deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic, așa spune cuvântul, niște limbi ca de foc au fost văzute așezându-se peste cei care erau acolo, erau aproximativ 120, și versetul 4 ne spune, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, și-au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Vă rog frumos să notați că în Scriptură este menționată această manifestare și anume darul vorbirii în alte limbi în asociere cu revărsarea inițială a Duhului, cu botezul cu Duhul Sfânt. Toți, peste toți, toți s-au umplut cu Duhul și ne spune Scriptura că au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, ne este relatată lucrarea făcută de Dumnezeu în casa centurionului Corneliu, care a auzit Evanghelia de la Apostolul Petru. Apostolul Petru a fost mânat de Dumnezeu într-un mod supranatural în casa acestui bărbat, acestui roman. El, le -a, Apostolul Petru, i-a vorbit cuvântul și pe când rostea Petru Evanghelia, citând versetul 44, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. A fost o lucrare spontană, neanticipată, necăutată în rugăciune, neplanificată de nimeni, dar gândită de Dumnezeu. A fost voia și planul lui Dumnezeu. Predica lui Petru a fost întreruptă de această revărsare spontană a Duhului care s-a coborât peste toată adunarea, peste cei care ascultau cuvântul. Notați-vă rog, Corneliu, cei din casa lui, încă nici nu erau botezați în apă. Dumnezeu îi cercetase, le vorbise până în momentul acela, dar acum la întâlnirea cu apostolul aud Evanghelia Domnului nostru Isus. Predica lui Petru este întreruptă într-un mod supranatural de această revărsare a Duhului, pe care cei prezenți împreună cu Petru, credincioși și în împrejur care veniseră cu el, au remarcat-o ca fiind botezul cu Duhul Sfânt. Au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și întrebarea este, de unde au știut? Răspunsul este în versetul 46. Căci auzeau vorbind în limbi și mărimi pe Dumnezeu. Vă rog să notați că și de data aceasta, și acolo e vorba de mai multe persoane, nu doar de Corneliu, vorbirea în alte limbi a însoțit botezul cu Duhul Sfânt. Funcția ei fiind aceea de a confirma că această experiență s-a realizat. De asemenea, în fapte 19, găsim cuvântul Domnului de data aceasta în centru, este Apostolul Pavel, care e folosit de Dumnezeu în orașul Efes. Aici s-a întâlnit cu un grup de ucinici, nu e vreme să intrăm în detalii cine erau ucenicii aceștia și care era experiența lor cu Dumnezeu până în acest moment, dar reținând că ei sunt în procesul convertirii lor, în procesul așterilor în voia lui Dumnezeu, Apostolul Pavel înțelege că au nevoie să fie botezați în apă. Ei cunoșteau doar botezul făcut de Ioan Botezătorul, care nu era botezul creștin. Pavel i-a întrebat, cu ce botez ați fost botezați? I-au răspuns, cu botezul lui Ioan. Pavel uh, i-a învățat despre Domnul Isus, despre botezul făcut în numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Când auzite aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus, ne spune cuvântul, și apoi versetul 6. După ce botezul în apă se realizează, cuvântul Domnului ne spune și probabil că s-au întâmplat lucrurile în aceea zi, imediat după botezul în apă, când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Și acum întrebarea este, de unde s-a știut asta? Răspunsul este în partea finală a versetului 6. Vorbeau în limbi, în alte limbi și proroceau. Iată, trei mărturii a zice că sunt de ajuns, pentru cine are ochi de văzut și urechi de auzit și vrea să priceapă lucrurile, trei mărturii care arată limpede că botezul cu Duhul Sfânt este însoțit și de această manifestare, alături sigur de altele, vorbirea în alte limbi. Așadar, prima funcție a vorbirii în alte limbi este aceea de a dovedi prezența botezului cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului că în adunările noastre sunt frați și surori care au avut parte de această experiență. Aș dori, pentru confirmarea și zidirea noastră comună, să întreb în adunare, Cine dintre cei care de când v-ați întors la Domnul până acum, ați primit botezul cu Duhul Sfânt și la botezul cu Duhul Sfânt ați vorbit în altă limbă. Poate să le dice până acele persoane. Slăviți să fie Domnul. Sute de oameni. E limpede că ce găsim în Scriptură se regăsește și în viața noastră. În experiența noastră. Fapt care confirmă că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu sunt de actualitate și se împlinesc în viața tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu cu credință și se roagă lui. Slăvit să fie Domnul! A doua funcție a acestei manifestări, și anume vorbirea în altă limbă, ține de comunicarea noastră cu Dumnezeu. Vorbirea în altă limbă este un mijloc de comunicare în taină cu Dumnezeu. Când zic în taină, am în minte însăși expresia folosită de Apostolul Pavel. El spune așa, 1 Corinteni 14 cu versetul 2. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, deci darul vorbirii în alte limbi nu e ca să vorbim cu oamenii, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Deci este un mijloc de adresare către Dumnezeu, de vorbire cu Dumnezeu. Nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu și cu Duhul el spune taine. Las uh, lista acestor uh, cinci funcții ale darului vorbirii în alte limbi, uh, cu gândul să ne ducem să ne uităm la text, la textul Apostolului Pavel. Uitați-vă, spre exemplu, în aceste versete. Cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. El impede, potrivit acestui cuvânt, că vorbirea în altă limbă îndeplinește funcția de a comunica cu Dumnezeu, de a vorbi într-un mod foarte personal, privat, intim, discret, cu Dumnezeu. Nu-i treaba nimănui, e treaba sufletului meu și a lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt mă călăuzește, ne călăuzește, cum să ne adresăm lui Dumnezeu. Notați-vă rog, și asta este în Biblie nu putem scoate de aici. Și nici nu vrem. Dorim doar să o avem în viața noastră personală, în viața noastră devoțională, așa cum Dumnezeu a intenționat să fie. Și Dumnezeu să lucreze. Vorbirea în altă limbă, apoi, este rânduită de Dumnezeu și ca să fie un mijloc de edificare personală, de zidire personală, de întărire în credință, de confirmare a relației noastre cu Dumnezeu, de subliniere a părătășiei noastre cu Dumnezeu, de întărire a identității noastre creștine. Într-un cuvânt este o manifestare supranaturală care ne edifică supletește, ne zidește din punct de vedere spiritual, ne întărește în convingerea că este Dumnezeu cu noi și ne călăuzește. Ca că așa stau lucrurile, versetul 4, pasajul nostru, cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Deja Apostolul Pavel intră în substanța problemei, cum o să observăm un pic mai târziu, ce dorește el să sublinieze cu privire la această, se zidește pe sine, zidește biserica. Dar Ideea centrală este că vorbirea în altă limbă este intenționată de Dumnezeu să fie un mijloc prin care credinciosul să se zidească pe sine, să se întărească din punct de vedere duhovnicesc. A treia funcție ține de, a patra funcție ține de a, închinare. Vorbirea în altă limbă este rânduită de Dumnezeu să fie un mijloc prin care ne închinăm lui Dumnezeu, aducem lui Dumnezeu rugăciune, închinare. Versetul 17. Când vorbești în altă limbă, da, ca să luăm și de la versetul 13. Cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălbăcească. De ce? Apostolul spune, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, observați vă rog limbajul, mă rog în altă limbă și rugăciunea este către Dumnezeu, Duhul meu se roagă, adică partea mea spirituală, Duhul meu, inspirat de Duhul Sfânt, se roagă, dar mintea, rațiunea, mintea este fără rod. Ce înseamnă că mintea e fără rod? Nu că nu mai gândim când ne rugăm în altă limbă, ci că această rugăciune în altă limbă nu este fructul rațiunii noastre. Nu e produsul, rodul minții noastre ci este inspirație supranaturală făcută de Duhul Sfânt în inimile noastre, în Duhul nostru. Nu mintea se roagă. Duhul lui Dumnezeu a inspirat Duhul nostru să aducă această rugăciune. Ce de făcut atunci, spune Pavel? Mă voi ruga cu Duhul, mă voi ruga și cu mintea. Sunt unii dintre noi care se roagă numai cu mintea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În momente de încărcare, așa cum au fost acestea cu stăruința, unii se roagă numai în altă limbă. Pavel spune să fie și una și alta. Mă voi ruga și cu Duhul, mă voi ruga și cu mintea. Uh, voi cânta cu Duhul, voi cânta și cu mintea. Avem bucuria să observăm că sunt manifestări la unii credincioși care cântă Domnului în alte limbi. Am văzut de atâtea ori lucrul acesta și ne zidește și ne bucurăm în Domnul de această lucrare. Da, versetul 17 este important. Iată substanța manifestării vorbirii în altă limbă ca rugăciune. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Iată ce se întâmplă în plan spiritual. Când un credincios, botezat de Duhul Sfânt cu Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să se roage în altă limbă, el de fapt mulțumește lui Dumnezeu foarte frumos. Asta ne încurajează. Iată răspunsul. De ce vorbire în altă limbă? Răspunsul al patrulea ține de închinare adusă în fața lui Dumnezeu. Și mai există încă o funcție. Asta e foarte importantă și ea. Vorbirea în altă limbă este intenționată de Dumnezeu să fie un mijloc prin care sunt transmise bisericii mesaje. Dumnezeu de data aceasta comunică poporului, adunării, bisericii cuvântul său. De unde deducem că stau lucrurile așa? Apostolul Pavel, în versetul 14, spre exemplu, versetul 15, spune așa, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea arătând lucrurile așa, apostolul ne spune în versetele anterioare că aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Sau în versetele următoare, dați-vă aici, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Deci se notează că în sânul bisericii există oameni înzestați de Dumnezeu să vorbească în alte limbi un mesaj din partea lui Dumnezeu care trebuie să fie adus la cunoștința și pe înțelesul adunării prin darul tălmăcirii. În situația, spune Apostolul Pavel, în care nu este cine să tălmăcească, acel vorbitor în altă limbă să tacă în adunare, să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Faptul că nu e prezent cineva să tălmăcească e o confirmare că vorbirea aceasta în altă limbi nu e un dar dat, nu e un mesaj ca să, transmită, să fie transmis bisericii, ci e o rugăciune către Dumnezeu acelui care a primit vorbirea în alte limbi. Asta este ideea. Ei, de aici reținem că vorbirea în alte limbi are și această funcție. Funcția de a transmite bisericii un mesaj. Confuzia în biserica din Corint a apărut tocmai în acest punct. Cei care primiseră de la Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt și darul de a vorbi în altă limbă, înțelegeau că trebuie să o manifeste în adunare și dacă nu era cine să tălmăcească. Și de aici a apărut dezordinea. Imaginați-vă că eu m-aș fi ridicat m-am în fața dumneavoastră și de când am început să vorbesc, de vreo 20 de minute și un pic, nu m în altă să vă vorbesc. Ce ați fi zis de mine? Unii ați fi zis ce pocăit e fratele meu. Și alții ați fi zis, cred că fratele meu l-a torazdat. Și părerea a doua ar fi mai adevărată. <laughs> da. Ceva s-a întâmplat? Ei, în Corint se ridicaseră așa oameni într-o atmosferă de mare entuziasm, bucurie și vorbeau public în alte limbi. Încurcând vorbirea în altă limbă ca rugăciune cu vorbirea în altă limbă menită să transmită bisericii un mesaj. Ca să aducă rânduială, Apostolul Pavel ne arată din Scriptură Învățătura fundamentală, teza pe care Apostolul Pavel o scoate în evidență aici, este că vorbirea în altă limbă are două dimensiuni, două nuanțe. Pe de o parte, avem vorbirea în altă limbă ca rugăciune, aceasta este menită să se exprime între credincioși și Dumnezeu, și apoi vorbirea în altă limbă ca dar al Duhului, ca harismă, a cărei funcție este aceea de a duce bisericii zidire duhovnicească. Întorcându-ne la funcția vorbirii în altă limbă, uitați-vă, vă rog, avem aici aceste cinci aspecte. Dovadă a botezului cu Duhul Sfânt, asta ține de rugăciune și de închinare. Comunicare cu Dumnezeu în taină, ține de rugăciune și de închinare. Zidire spirituală personală, ține de mine și de Dumnezeu. Mijloc prin care îi aduc lui Dumnezeu închinare, îi mulțumesc foarte frumos, ține de devoțiune, de mine și de Dumnezeu. Abia a cincea funcție ține de zidirea bisericii. Vorbire în altă limbă menită să transmită în public un mesaj. Și când această manifestare are loc, întotdeauna este prezent tălmăcitor. Darul tălmăcirii limbilor, care se poate manifesta prin cineva din adunare. Sau se poate manifesta prin însăși acela care vorbește în altă limbă. Probabil că din adunare din Corint, unii care erau așa mai zeloși, un pic mai și răzvrătiți, că din lectura epistolei 1 Corinteni și 2 Corinteni înțelegem că a existat și un soi de rezistență la unii din Corint, care nu prea l-au primit din prima pe Pavel, până la urmă l-au primit. Și dovadă că toată adunarea s-a îndreptat și s-a pocăit este că epistolele există. Nu le-o nimeni și s-au dus mai departe și iată în Sfânta Scriptură. Ei, revin, unii au pus rezistență și au zis, stai un pic, frate, dar la noi nu-i cine să te și din cum rețin, practic ne blochezi în a mai vorbi în altă limbă. Apostolul Pavel a zis, nici de cum? Aveți de la Dumnezeu puterea să vorbiți în limbă? Da, frate, avem. Și ce vreți cu asta? Vrem să vorbim în adunare. Foarte bine. Atunci, cine vorbește în altă limbă și vrea să și în adunare să vorbească așa, să se roage să aibă darul să o tălbăcească. Și să o manifeste în această pereche, vorbire, tălmăcire. Dacă n-ai puterea să și în biserică, să taci. Și apoi Pavel a vorbit cu autoritate. Biserica lui Dumnezeu este o biserică, Dumnezeu este Dumnezeu rânduieli, în biserică stăpunește Dumnezeu păcii și să înțelegeți că ce vă spune este o poruncă a Domnului, a zis Pavel. Și n-a mai negociat cu nimeni. Asta a fost cuvântul lui Dumnezeu. Dar a învățat. Să revenim la cum se așează în rânduiala epistolei aceste lucruri. Uh, vorbirea în altă limbă, ca rugăciune mai întâi, aș vrea să o observăm. Ea este semn al botezului cu Duhul Sfânt. De aici începe. O primim cu ocazia botezului cu Duhul Sfânt. Este rânduită de Dumnezeu la dispoziția tuturor credincioșilor. după cum botezul cu Duhul este promis pentru toți copiii lui Dumnezeu și această vorbire în altă limbă este pentru toți copiii lui Dumnezeu ia această nuanță, această componentă a manifestării vorbirii în alte limbi, exprimă rugăciunea credinciosului către Dumnezeu. Așa am citit, mă rog cu Duhul. Cine vorbește în altă limbă vorbește lui Dumnezeu, cu Duhul spune taine. Scopul acestei rugăciuni, acestei manifestări, este zidirea spirituală a celui a care se roagă. Mesajul ei este îndreptat către Dumnezeu, de la credincios, prin Duhul, către Dumnezeu. Vorbește lui Dumnezeu, cu Duhul spune taine. Apoi, mesajul este un secret, e o taină pentru cei din jur, cu Duhul spune taine, nimeni nu înțelege, așa spune Apostolul Pavel. Inițiativa aparține credinciosului inspirat de Duhul Sfânt. Poate că afirmația aceasta este una dintre cele mai sensibile pe care le găsim în acest text. Că până la urmă apare această întrebare. Bun, și cine declanșează? Și cum se întâmplă asta? Apostolul Pavel ne învață că odată ce am primit pe Domnul Isus, suntem copiii lui Dumnezeu, am fost botezați de Dumnezeu, am fost botezați cu Duhul Sfânt, nu suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu de la nașterea din nou. Suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar odată primind de la Dumnezeu botezul cu Duhul, am căpătat și această putere să ne rugăm lui Dumnezeu în altă limbă. Pe care putere o putem manifesta dacă dorim sau să o oprim dacă dorim. De aceea Apostolul Pavel a spus să nu împiedicați vorbirea în alte limbi. O putem împiedica dacă vrem. Îi putem da curs dacă vrem. Și de unde știm asta? Tot Pavel a zis, ce-i de făcut, fraților? Mă voi ruga cu Duhul, adică în altă limbă, mă voi ruga cu mintea. Nu e din partea noastră o închipuire că putem să ne rugăm în alte limbi dacă avem pe inima aceasta, ci este o realitate pe care o desprindem din Scriptură, la care de bună seamă apelăm cu foarte mult echilibru și cumpă duhovnicesc, nesilindu-ne sau netrecând dincolo de rânduielele așezate de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ideea centrală este că pornirea este din Duhul Celui care e botezat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt. De acolo pleacă. Înspre Dumnezeu. 7. Uh, 8. Vorbirea aceasta în limbă poate să uh, continue toată viața. Uh, are caracter personal, privat. Scriptura ne spune că nu-i voie să o manifeste în public. Versetul 27. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai un, un doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmâncească. Dacă nu e cine să tălmâncească, să tacă în biserică. Sărvați, vă rog, imperativul. Deci, e privat, e între tine și Dumnezeu. Sigur că dacă suntem la rugăciune comună, în rugăciune comună, fiecare ne rugăm lui Dumnezeu, o voce care se suprapune cumva pe maximum tonul adunării, și aici aș vrea să spun ceva celor care sunteți mai zeloși, să vă mai pocăiți. Că sunt unii care doresc să sublinieze cât se de spiritual, să se roagă așa câțiva decibel deasupra adunării. Nu te să vă aud eu și nici cel de lângă dumneavoastră. Păstrați un ton pe care îl are toată adunarea. Și dacă biserica se aprinde și este o atmosferă generală mai încărcată din punct de vedere spiritual, atunci putem și noi să ne aliniem. Da, toată adunarea se roagă la un anumit nivel și dumneata ești de acolo cu 10 decibel deasupra. Ce vrei să arăți? Mie mi arăți doar că trebuie să te pocăiești. Da. Și trebuie să fie rânduială în privința asta. Apropo de îndrăzneala apostolului Pavel care a zis vorbitorilor limbii în biserica din Corinț să în biserică că să tăcesc, dacă nu-i tălbăcire. În privat, în rugăciune comună, da, ne rugăm, dar nu peste ceilalți, ci păstrând un nivel comun care să aducă zidire și părtășie frumoasă întregi adunări. Cred că îmi împărtășiți acest gând și dacă nu vreți să o faceți, eu vă rog să o faceți. Amin. Pe partea cealaltă, vorbirea în alte limbă ca dar al Duhului este diametral. Poate n-a zice diametral opus, că nu este opus, e, e o nuanță. Apostolul Pavel cu intenție arată contrastul dintre vorbirea în limba ca rugăciune și vorbirea în limba ca dar, ca să învețe adunarea că asta e altceva. Intenționat pune acest contrast. Această vorbire în altă limbă nu este la dispoziția tuturor. De -aia zice Pavel, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă. Nu sunt mulți. În 1 Corinteni, în capitolul 12, să ne uităm pe texte, zice cuvântul Domnului aici, fiecare este de arătarea Duhului spre folosul altuia în versetul 10. Înșirând darurile Duhului, spune așa, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Deci nu toți au darul acesta, unii. După cum doar unii prorocesc, doar unii au darul tălmăcirii, doar unii au puterea de a face minuni, așa unii au felurite limbi. În versetul în 14, cuvântul Domnului ne arată, sigur, în partea 12, partea finală, de asemenea, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc, toți prorocesc. Răspunsul este nu. Deci darul acesta este doar pentru o parte dintre credincioși Găsim în pasajul pe care, la care chiar acum ne putem uita Apostolul Pavel spune Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă Să vorbească numai doi sau cel mult trei Fiecare la rând și unul să tălmăcească Deci după cuvintele acestea E limpede că nu este pentru toți Nu este pentru toți este rezervat doar unora. În timp ce vorbirea în alte limbă ca rugăciune este pentru toți. 3. Mesajul este de la Dumnezeu către biserică. Unul să tălmăcească pentru ca să fie zidită biserica. Duhul inspiră pe cel în care a pus darul vorbirii în altă limbă ca să transmită un mesaj de la Dumnezeu tălmăcit în biserică. Scopul e zidirea bisericii. Pe partea cealaltă, scopul e personală. Orientarea mesajului este de la Dumnezeu către biserică. În celălalt caz, de la om către Dumnezeu. Mesajul este tălmăcit prin intermediul darului tălmăcirii limbilor. Undu să tălmăcească. Dacă nu-i cine să tălmăcească, să tacă în biserică. Manifestarea are loc la inițiativa Duhului Sfânt, care dă acest dar cum am citit în 1 Corinteni 12. Unuia, felurite limbi. Altuia, tălmăcirea limbilor. Este reglementat cantitativ. Să vorbească doi sau cel mult trei. Ce e cu asta? În același timp, în aceeași epistol, în același capitol, Pavel spune fraților din Corint, aș vrea ca toți să vorbiți în alte limbi. Și la patru rânduri mai în jos, Doi sau cel mult trei? Mă, frate Pavel, hotărăște-te. Toți sau doi sau trei? Și Pavel spune, ca rugăciune către Dumnezeu, toți, ca manifestare publică însoțită de tălmăcire, doi, cel mult trei, da, la noi zece, să aștepte la programul de pe seară. Că e rânduială în biserică. Doi, cel mult trei, și unul să tălmăcească, să fie rânduială în biserică. Observați claritatea, dar cine citește viteză și mai și șablonat de anumite înțelegeri dogmatice al confesionale, nu vede asta. Reține doar atât. Pavel desfințează vorbirea în alte limbi, nu-i de niciun rost, Au fost cândva pe vremuri, acum trăim în alte vremuri, s-a încheiat cu asta. Dar da, eu în Biblia din, din fața mea citesc. Ca să fie și mai limpede, le-am pus în coloane ca să se observe și mai limpede distinția. Pe coloana, cum vă uitați dumneavoastră la ecran, partea stângă, este rugăciunea în altă limbă și pe partea dreaptă, darul vorbirii în altă limbi cu tălmăcire. Distinția dintre ele este cât se poate de limpede, cât se poate de clară. Rugăciunea, vorbirea în limbă ca rugăciune este semnal botezului cu Duhul, cealaltă vine la primire sau după botezul cu Duhul pe parcurs. Vorbirea în limba ca rugăciune este la dispoziția tuturor credincioșilor. Cealaltă nu este la dispoziția tuturor credincioșilor. Vorbirea în limba ca rugăciune exprimă rugăciunea credinciosului către Dumnezeu, în timp ce vorbirea în limba ca dar exprimă mesajul lui Dumnezeu pentru biserică sau pentru cineva din adunare. O distinție majoră. Vorbirea în alte limbi ca rugăciune, ca devoțiune, are ca scop zidirea spirituală a celui care se roagă, în timp ce vorbirea în alte limbi ca harismă, ca dar, are ca scop zidirea bisericii, zidirea adunării. De aia este tălmăcit mesajul. Vorbirea în alte limbi ca rugăciune, aceea care se manifestă privat, mesajul ei este îndreptat de la credincios prin Duhul către Dumnezeu, iar în celălalt caz, Pavel spune că vorbirea în alte limbi ca dar, ca harismă, e orientată de la Dumnezeu mesajul către adunare. Dumnezeu vorbește bisericii un mesaj. În cazul rugăciunii, credinciosul se adresează lui Dumnezeu. O, așa să distinție. În cazul rugăciunii, mesajul este o taină, nu-i pentru revelație. Cine vorbește în altă limbă, zice Pavel, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu și cu Duhul spune taine. Și de aceea s-a și zis să tacă în biserică. Dar dacă este cineva care tălmăcește în adunare sau cel care se roagă în altă limbă a primit acest dar, e semn că vorbirea în limbă este de nuanța cealaltă, respectiv harismă, care are ca scop să transmită din partea lui Dumnezeu un mesaj în adunare. Este o tălmăcire. În cazul rugăciunii, șapte, inițiativa este a credinciosului inspirat de Duhul, pe partea cealaltă, inițiativa este a Duhului, care dă fiecăruia cum voiește. Duhului Dumnezeu călăuzește în această privință. 8. Rugăciunea are caracter personal privat. Nu e lăsat să se manifeste în manifestarea publică în biserică. Să tacă în biserică, zice Pavel. Să se roage pentru el și lui Dumnezeu. E între el și Dumnezeu, discret, privat, fără să atragă atenția colectivă. În celălalt caz, mesajul este public, să vorbească în adunare, doi sau cel mult trei, și este regla reglementat și cantitativ. Doi sau cel mult trei. Și o altă nuanță, ultima, rugăciunea poate să continue toată viața, și în ce privește o cealaltă manifestare, ea are valoare profetică și se manifestă când dorește Duhul. Nimeni nu poate să spună eu am darul vorbirii în alte limbi și pe mine trebuie să mă tălmăcească unde mă duc să se găsească cineva. Când vrea Dumnezeu, se manifestă. Când nu, nu există aici oameni care spun eu am darul acesta. Eu, eu sunt darul. Nu, sunt ale Duhului. Duhul e de când voiește și cum voiește. Slăvit să fie în numele lui. Ei, iată, stimați frați și stimate surori, această distinție. Am zocotit că este necesar, mai ales având în vedere și împrejurările în care suntem, și discuții, și întrebări, și stări de confuzii. Notez și eu și știu toate lucrurile acestea, interacționez cu frații de credință și din sânul Bisericii Pentecostale, și din sânul altor Biserici Evanghelice. Există aceste întrebări legate de rostul vorbirii în altă limbă. Cuvântul lui Dumnezeu ne răspunde limpede la acestea, arătându-ne care este funcția vorbirii în altă limbă. Iată acestea cinci. Prin urmare, există o logică, o rațiune dumnezeiască în rânduirea acestui dar lăsat în mijlocul bisericii. Nu e o invenție a bisericii contemporane, nu e o rătăcire a penticostalilor, cum au zis unii, și este cuvântul lui Dumnezeu. Eu în această dimineață am citit din Biblie. N-am vorbit din păreri omenești, din experiențe personale, slavă Domnului că avem și de acelea. Singura referință pe care am făcut-o la experiență e când m-am rugat să ridicați mâna care ați vorbit în alte limbi la botez cu Duhul Sfânt. Dar n-am predicat din experiențele nimeni noi. Iar dacă sunt unii dintre noi care invocă experiența, că asta ar fi baza, dați-mi voi să vă spun că cine nu crede în funcția vorbirii în alte limbi, e la fel de vinovat în argumentul cu experiența personală. Noi asta tot din experiența personală o negați. Adică nu aveți experiența. Înțelegeți? Unii, dumneavoastră spuneți, ăștia și-au inventat o experiență personală și fac din experiența lor personală un argument. Dar exact asta face și dumneavoastră care nu acceptați. Adică experiența dumneavoastră este lipsa de experiență. Și această lipsă de experiență a devenit atât de autoritară încât s-a spus, nu există experiență. Păi dacă dumneavoastră n-ai mâncat portocale până acum, îți dai seama cât ești de ridicol când spui că nu există portocale? N-ai mâncat, n-ai mâncat, nu-ți plac, nu-ți plac, dar nu spune că nu există. Înțelegeți ce spune? Să nu facem din argumentul experienței, sau pe dos întors, lipsa de experiență, o linie, un principiu de argumentație. Scriptura este cea care ne învață. Și Domnul să ne călăuzească în privința aceasta. Adevărul e că atmosfera de rugăciune, de revărsare a Duhului, a adunat întotdeauna împreună biserica. N-a separat-o. Dați-vă să vedeți în Scriptură. Când Duhul s-a coborât, credincioșii s-au adunat. S-au pus împreună, s-au întărit în Domnul. Și atât de evident a fost puterea Duhului de a pune împreună oamenii ce mai diferiți. Încât Petru și Ioan, doi evrei, bat mâna cu niște samariteni spurcați în gândire iudaică, sfințiți în Hristos. Petru, care s-a jurat că n-ar intra Așa au zis, în fața lui Dumnezeu a avut îndrăzneală când a spus Domnul, du în casa lui Corneliu. Nu, Doamne, niciodată nu -am, n am intrat în casa unui om neteat împrejur. Nu! Să nu numești purcat ce Dumnezeu a binecuvântat, du-te. Și când a văzut ce a făcut Dumnezeu acolo, când a coborât Duhul peste Romania aceea, a oprit în loc Petru și căit a zis, să poate să nu-i botezăm în apă pe aceea pe care Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt și au primit frații. Biserica a fost unită. Nu credeți că învățătura lui Pavel spusă în 1 Corinteni a dezbinat biserica din Corint? Nu! A unit-o! A adunat-o împreună, i-a dat un sens, o viziune. Și biserica s-a bucurat. Și când ne uităm, tot în această epistolă, Pavel le vorbește și de cinea Domnului, care este un alt prilej de unitate a bisericii, care se leagă și ea de lucrarea Duhului această dimineața și doi avem cina Domnului. Trebuie să ne apropiem de ea, inimă curată, bucuroși că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru sufletele noastre și că în numele Lui avem răscumpărarea. Și din cauza acestei răscumpărări, câștigată prin Iisus, prin jertva sa, iată, am primit și Duhul, suntem copiii Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a dat în inimă Duhul Fiului Său, care ne face să spunem Lui Dumnezeu, Ava, adică tată. Și în această calitate de copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați prin Isus Hristos, care am primit în confirmare identității noastre creștine, Duhul, Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește. Inspirați și călăuziți de Duhul, în frică de Dumnezeu, să ne apropiem și de această cină. Adevărul e că fără prezența Duhului Sfânt în inimile noastre, nu reușim să avem discernământul duhovnicesc necesar înțelegerii ca să deosebim trupul Domnului. Să prindem această nuanță duhovnicească care trece dincolo de ce izbește ochii, de materie, trece dincolo de simbol, de reprezentare, în lumea Duhului. Vorba Apostolului Pavel tot din 1 Corinteni. Aceste lucrări nu pot fi înțelese de oamenii firești, și doar de oamenii duhovnicești, adică de aceia care au limbajul Duhului, fiind născuți din nou și copiii lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Cuvântul ne învață, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta și cu încredere că în sângele lui Iisus Hristos suntem justificați, iertați, ne împărtășim sublinind meritele Domnului Iisus și nici de cum vreun succes personal fie el și din cele în numele Domnului Iisus. Domnul să fie cu noi și să ne zidească. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Ne vom ruga lui Dumnezeu cu toată adunarea. Când rugăciunea comună se va încheia, vă ruga pe fratele păstor, fratele Lucian Birda, să vină aici în față și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâine, peste rodoviței, dedicând acestea pentru a fi împărtășania.